Dată de Societatea Comercială Codrișor trebuie închisă pe 16 iulie, însă primarul Ovidiu Crețu a găsit o alternativă temporară. Timp de 11 luni, gunoiul va fi depozitat la rampa municipiului. Între timp, se poartă negocieri pentru deschiderea unei fabrici care să baloteze deșeurile. În data de 16 iulie, groapa de gunoi a orașului se închide, așa cum era preconizat. În aceeași zonă se va deschide însă o groapă temporară, în care se vor depozita gunoaiele orașului timp de 11 luni. Primăria Bistrița a primit mai multe oferte de rezolvare a problemei. Printre acestea se numără propunerea unei firme din Spania, care intenționează să deschidă o fabrică de gestionare a deșeurilor menajere. Investiția este suportată de firma din Spania, primăria având doar datoria de a găsi un spațiu. Astfel, în 8 luni de la semnarea contractului, fabrica va fi gata să gestioneze deșeurile. În mai puțin de 4 zile, bistrițenii își vor sărbători orașul. Primăria Bistrița l-a pus la dispoziție o linie gratuită de transport între orele 10 și 20, din Bistrița spre Oborul din Viișoara. Cu ocazia zilelor Bistriței, concertele vor fi organizate pe pietonalul Liviu Rebreanu. Oamenii nu vor putea să consume mici și bere în centrul orașului. Terasele vor fi amplasate anul acesta în Oborul din Viișoara. Bistrițenii nu trebuie însă să-și facă probleme legate de transport. Primăria Bistrița a găsit o soluție. Între orele 10 și 20 din 15 în 15 minute, petrecăreții vor putea circula cu autobuze gratuit pe linia verde. De asemenea, în aceste zile și autobuzul numărul 2, care face legătura între cartierul Viișoara și Bistrița, are program prelungit, de la ora 6 până la ora 24. Zilele municipiului Bistrița se autosusțin. Adică avem programat în buget la cheltuieli 140.000 și avem și la venituri 140.000 din aceste acțiuni. Am fost întrebat dacă nu s-ar fi ținut zilele Bistrița, ce aș fi n-am de amuzat, dacă nu, să țineau zilele Bistrițe, ei și-au vorbit foarte clar chestiunea asta. Mai mult, din estimările care le avem la ora actuală, credem că vom depăși veniturile. În funcție de rezultat, vom aloca sumele în plus pentru reeditarea a două cărți. Unul este a domnului Costa Șcravă, și altul este albumul cu parochiile din fotografia cu Bistrița, carte scrisă de domnul Părinte Bunica. Deci banii în plus care vom câștiga în zilele Bistriței, față de cheltuielile care le-am făcut, vom edita aceste două cărți. Autobusele gratuite vor fi semnalizate corespunzător pentru ca bistrițenii să le deosebească de celelalte linii.
Bursa locurilor de muncă pentru elevi și studenți nu va mai avea loc în acest an. Situația se datorează numărului mic de angajatori care au locuri disponibile pentru tineri. Dacă în anii precedenți ofertele de muncă din partea angajaților erau mult mai variate și mai numeroase, anul acesta criza financiară și-a spus cuvântul. În anul 2009, numărul locurilor de muncă pentru elevi și studenți a scăzut la 38, în comparație cu anii trecuți când existau aproape 380 de posturi vacante. Față de anii trecuți, stăm rău. Față de 2007, s-au încheiat un număr de 37 de convenții cu angajatorii care au cuprins 380 de elevi și studenți. Deci au fost 344 de elevi și 36 de studenți. Și suma a fost 123.705. La anul 2008 au fost un număr de 51 de convenții, au fost cuprins 357 de elevi, 315 de elevi, 42 de studenți, suma totală 170.800. În momentul de față, tot așa, este un blocaj datorită bugetului pe care îl avem și noi. AJOFM dorește, prin Centrul de Formare Profesională, să inițieze un curs de ghid turistic pentru a crea noi locuri de muncă pentru tineri. De asemenea, proiectul va veni și în sprijinul turismului local. Atenție la lunițe! Sezonul estival nu vine doar cu soare și distracție. Persoanele care hotărăsc să își petreacă timpul liber la plajă și au pe corp alunițe trebuie să își ia măsuri de precauție. Dacă aceste semne sunt expuse mai mult timp la soare, pot provoca apariția cancerului de piele. Persoanele care vor să se bronzeze trebuie să aibă grijă cât și cum stau la plajă. Pe lângă bronz, cei care au alunițe sau alte probleme dermatologice trebuie să se protejeze mai mult. Au un ten diferit din Constituție. Persoanele brunete sunt mult mai rezistente la expuneri la radiații solare, se bronzează ușor și astfel sunt protejate natural împotriva excesului de ultraviolete. Există însă persoane cu așa zis fototip 1 sau 2 care sunt roșcați și blonzi, care se bronzează foarte puțin, mai mult se roșesc decât se bronzează și nu câștigă în timpul sezonului estival o protecție prin pigment suficientă contra radiațiilor ultraviolete, astfel încât radiațiile acumulate în timp pot determina transformarea unor formațiuni nevice în melanom și totodată o expunere prelungită într-o anumită zi poate determina insolație. Alunițele care depășesc mărimea de 1,5 cm în diametru reprezintă un real pericol. Acestea pot duce la apariția cancerului dacă sunt expuse un timp îndelungat la razele soarelui, în special în intervalul oral 12-16. Practica anul ăsta s-au internat pacienții care au fost expuși anii trecuți. Cei care în anii ăștia, în anul ăsta nu e niciun caz în lunile de mai, iunie, iulie, însă în timpul iernii au existat două cazuri de melanom care sunt consecința expunerilor la ultraviolete în anii precedenți. Deci există cazuri și am făcut intervenții profilactice la un număr mult mai mare de pacienți cu nevi care nu erau liniștiți. Așadar, în perioada de vară trebuie să avem grijă ca pe lângă un bronz ciocolatiu să nu ne alegem și cu o boală de piele din cauza neatenției și indiferenței. Atenție la gluten! Cei care au copii mici trebuie să aibă mare grijă în ceea ce privește alimentația lor. Glutenul este o substanță ce se găsește în componența grâului și poate să fie foarte periculoasă pentru copiii alergici. Glutenul este un